veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. O să abordăm o tematică nouă, după călăuzirea care credem că am avut-o. Vom vorbi despre împărații lui Israel, evident din Vechiul Testament, cu aplicații practice pentru lucrarea Domnului din Noul Testament. Vom avea o privire introductivă, generală, asupra regatului lui Israel și Iuda. Israel a cunoscut în vremea aceea conducerea aceasta de tip monarhic, model de conducere care se întâlnește și astăzi, fie o monarhie mai absolută în care regele conduce și dă tonul la toate, fie o monarhie constituțională în care el are niște drepturi aproximativ cu cel a unui președinte. Israel a fost condus de împărați, de la judecători, amintiți-vă ultimul dintre ei fiind Samuel, și până pe vremea deportării în robia asiriană și babiloniană, aproape 500 de ani. Să citim ce spune profetul Ezechiel în capitolul 21, versetele 25 la 27, atunci când Domnul a ajuns la culmea supărării și mâniei sale referitoare la împărați și regatul Israel și Iuda. Și tu, Domnul lejuit, gata să fii ucis, Domnul lui Israel, a cărui zi vine, tocmai când nelegirea este la culme. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, la o parte cu mitra, jos cu nuna împărătească. Deci, Domnul a întrerupt seria împăraților, nu mai este cum a fost. Ce va fi plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Voi da jos cu nuna, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea celui care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința. Deci chiar dacă Domnul a renunțat la împărat în poporul său, Domnul viza un împărat și chiar o împărăție. Și mai mult pe noi lucrurile acestea ne interesează. Și tot din profeți, Osea, capitolul 13, de la versetul 9. Aici observăm privirea sub ochiul lui Dumnezeu asupra acestei perioade. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Unde este împăratul tău ca să te scape în toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi despre care ziceai, dă-mi un împărat și domn? Știți că Israelul a ținut mult ca să aibă împărat. Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau în urgia mea. Adică începutul și sfârșitul. E vorba de Saul și respectiv ultimii împărați. Totuși, pentru Israel, împărăția și tronul unui împărat au rămas simbolul epocii de glorie și ei și-au dorit, amintiți-vă, Noul Testament, când întrebau pe Domnul, Doamne, acum ai de gând iară să instalezi împărăția, să redevenim și noi un popor de frunte, condus de un împărat, să nu mai fim supuși altor împărați străini, și tot nu înțelegeau ei ce vrea Domnul să zică și să facă cu altă împărăție. Altă împărăție despre care aveau ei scris în profeți, la profetul anterior lui Osea citind, Daniel 2, versetul 44. Acest cuvânt a venit când împărați în Israel nu mai erau și conduceau alți împărați păgând lumea. Și Domnul a făcut o făgăduință minunată. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, cum s-a întâmplat cu evreii. Ea va sfărâma și ne va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Și Apostolul Pavel face în 1 Corinteni 15 o remarcă asupra felului în care va domni Domnul Hristos ca și împărat, citim de la versetul 24. În urmă va veni sfârșitul,
vorbește de perioada de după înviere, când El, adică Domnul Iisus, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Deci atunci când se va împlini ce am citit din Daniel 2, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moarte. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Amin. Și evreii care L-au primit pe Domnul, evreii mesianici, aspiră și ei la această împlinire totală, bogată și strălucită a împărăției lui Dumnezeu. Reîntorcându-ne la perioada Vechiului Testament, vreau să facem o privire succintă a tipurilor de organizare pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru oamenii cu care El a colaborat înainte de a instala împărăția. Mai întâi, Dumnezeu s-a ocupat de familie. În Genesa, o familie a făcut. Putea Dumnezeu dintr-o dată să facă mai mulți și să facă dintr-o dată o comunitate de oameni. Dar Dumnezeu a vrut să arate că preocuparea Lui fundamentală rămâne pentru orice formă de organizare avea loc pe pământ, celula de bază rămâne familia. Fie familia în sens restrâns, tata, mama și copiii, fie o familie mai bogată, cum întâlnim în Cartea Genesei, când și datorită numărului mare de ani și datorită absenței altor forme de organizare statală sau locală, ajungeau ca familiile să fie formate din străbunici, copiii lor și la rândul lor ajungeau să numere chiar cu sutele de membri. Dacă și în vremea noastră, când se trăiește 70-80 de ani sau unii mai se cațără până spre 100, se cunosc familii care la moartea bunicilor au ajuns să aibă peste 200 de urmași. Hai să citim în Cartea Genesei, în a dovedi cum Dumnezeu a vrut în mod special să se ocupe de familii în vremea aceea. Scrie în Genesa 7:1, atunci când Dumnezeu a intenționat și a făcut-o efectiv să nimicească lumea prin potop, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, cu specificația că te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Apoi, Genesa 12, de la versetul 1, Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului. Deci atunci celula de bază era familia. Lui a zis să iasă din familie că a avut un scop aparte, dar a zis Dumnezeu, familia rămâne în obiectiv. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Tot în ce privește familia, Genesa 18, versetul 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, deci neamului aceea cu care locuia împreună, să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Tot Genesa 46, acei 11 fii al lui Iacov rămași acasă aveau fiecare familia lor și totuși spune aici, cu ocazia plecării lor în Egipt, Geneza 46, versetul 27, toate sufletele din familia lui Iacov, deci toți împreună erau considerați familia de care Domnul se ocupa în mod special, care au venit în Egipt, era un număr de 70. Descrideți și la Iosua, capitolul 24, că n-aș vrea să las să se înțeleagă că numai atunci Domnul s-a ocupat în mod special de familie. Și după ce s-a constituit statul Israel, familia rămânea ca o formă de organizare pe care Dumnezeu avea în vedere în mod special. Și cred că și astăzi, și sunt suficiente dovezi în Noul Testament, chiar dacă suntem organizați din punct de vedere social, așa cum suntem pe națiuni, din punct de vedere spiritual pe biserici, familia totuși rămâne o unitate, un trup de care Domnul se ocupă. 24 Iosua, versetul 15. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie,
depărtați Dumnezeii care le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în cărora țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar el era conducătorul națiunii. Putea să spună cât despre mine, bătrânii și căpetenii lui Israel și tot poporul, noi slujim Domnului. Dar el a recunoscut prin aceasta că unitatea familiei nu este afectată de organizarea într-o națiune. Să ne întoarcem puțin la Genesa 14 și să observăm că neamurile celelalte, ceilalți oameni, și chiar și în vremea noastră este o realitate, n-au ținut atât de mult la familie cât a ținut poporul lui Dumnezeu. Domnul organizase pe a lui pe familii, ceilalți se reorganizați pe cetăți, state, cu împărați. 14:1, pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului, a nu era o țară, era un loc foarte restrâns. Lui Arioc, împăratul Eleasarului, Chedorlaomer, împăratul Elamului și lui Tideal, împăratul Goimului. S-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorii, cu Șineab, împăratul Admei, cu Șemeber, împăratul Seboimului și cu împăratul Belei sau Țoarului. Deci în loc de primari erau împărați. Și sistemul acesta s-a perpetuat și Israel a tânjit în dorința lor de a avea și ei împărat. Însă Domnul n-a îngăduit aceasta decât după ce au ajuns în Țara Sfântă. Mai întâi, deschideți la Exod capitolul 3, Domnul le-a rânduit conducătorul un om, Moise, care a avut rolul să-i elibereze, știți de câte ori s-a dus la faraon și cum apoi a ieșit în fruntea lor din țara Egiptului, a avut rolul să îi călăuzească pe drum, evident, sub călăuzirea norului și a Domnului, și poate rolul cel mai major de dare a legii, direct din partea lui Dumnezeu, primită. 3:10, acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la faraon să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Moise a acceptat, puțin mai greu, dar ascultat de Domnul, și citim doar finalul vieții sale, Deuteronom 34, unde el este dovedit ca un om aparte, care nu putea să aibă urmași pe stilul și talia lui. Chiar dacă Iosua este un urmaș al lui Moise, nu în felul lui Moise. Iosua a avut altă chemare. Deuteronom 34, de la versetul 7. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit și fiind un om de excepție, vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. El a murit că i s-a sfârșit mandatul. De la versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. După Moise a rânduit Domnul un alt conducător, Iosua. El a avut rolul principal să-i conducă în războiul de cucerire a țării Canaanului. Știți, și atunci când era Moise conducătorul, Iosua era conducătorul armatei și s-a dovedit a fi alături de Caleb cei mai cu credință soldați din tot poporul. Hai să citim deci din capitolul 1, de la versetul 1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiului Nun, slujitorului Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Versul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Aceeași făgăduință frumoasă a avut-o Moise și a fost repetată la Iosua, anume că Domnul va fi cu ei. Acesta e un gând pe care vreau să-l rețineți. Dumnezeu dintotdeauna a organizat poporul său sub o formă sau altă, sub diferiți conducători, dar condiția obligatorie ca să fie binecuvântare și să fie mântuire era ca cei care erau în frunte să fie sub directă subordonare și călăuzire din partea Domnului, să fie Domnul cu ei. După cum și conducătorii din afară, împărații pământului, sunt supuși, cum zice în Apocalips, celui care îi conduce când duhurile demonice însărcinate de Satan vor merge la ei ca să-i
adune pentru luptă, la fel și cu atât mai mult, conducătorii poporului Dumnezeu au trebuit să fie sub călăuzirea și mâna Domnului. După Iosua, cum mă sigur vă este cunoscut, au urmat judecătorii. Deschideți la judecător 2, versul 7. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Și de la versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Și au căzut în idolatrie, închinându-se zeilor poporilor care îi înconjurau sau celor care trăiau în mijlocul lor în țara Canaan. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. 14. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâna unor prădători care i-au prădat, i-au vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului împotriva lor ca să le facă rău. Și astfel au ajuns într-o mare strâmtorare. Dumnezeu este drept. Chiar dacă a investit atât de mult în Israel, cum a zis despre primul împărat, care a fost o ratare a ceea ce ar trebui să fi fost un împărat, la fel Dumnezeu i-a abandonat pe toată națiunea, nu doar pe împărat, atunci când s-au abătut din cale. Și scrie și de la versetul 16. Domnul a ridicat judecător ca să-i izbăvească din mâna celor ce îi prădau. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți dumnezei și s-au închinat înaintea lor. Când a ridicat Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul. Deci cum am citit că era cu Moise și era cu Iosua. Și izbăvea din mâna vrăjmașilor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnul îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar după moartea judecătorului se străcau din nou, ba încă mai mult decât părinții lor. Deci judecătorii au avut rolul să-i aducă la pocăință și pe fond de pocăință să-i elibereze de popoarele care îi duceau în robie. Așa s-au succedat lucrurile până în vremea lui Samuel și atunci, știți, filistenii apăsau și Domnul a dat izbândă, spune în Samuel 7, și a pus locului acelui numele Ebenezer, că Domnul cu milă îi izbăvise. Pe acest fond și în vremea lui Samuel s-a instalat sistemul monarhic. Deschideți la 1 Samuel 8, de la versetul 5. Ei au zis, bătrânii lui Israel, către Samuel, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi ca să ne judece. Și una din motivațiile lor, cum au toate neamurile, sistemul de afară ne afectează. Și chiar și astăzi, sub mai multe forme, își pune amprenta. Versul 6. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Cum împăcăm referința de aici, prin care Domnul considera că a pune împărat era o lepădare a lui Dumnezeu, cu restul aspectelor din Biblie care dau loc foarte clar să se înțeleagă că Dumnezeu a instalat să facă o împărăție și chiar și-a ales împărați. Și chiar viza, repet, în Noul Testament, instalarea unui sistem de genul acesta. Eu cred că ei, în dorința lor de a pune împărat, Dumnezeu a văzut înclinația, a văzut profetic care va fi drumul lor. Nu că în fond și total Dumnezeu a fost împotrivă la sistemul monarhic, dar Domnul a văzut ce aveau ei să facă și chiar pornirea lor inițială că era greșită. Să aibă împărat cum au și celelalte popoare. În Deuteronom 17, Dumnezeu a anticipat că ei vor vrea să pună împărat și chiar le-a spus că îi lasă. 17:14. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară. Dorința să aibă împărat.
Dar Dumnezeu vedea mai mult decât atât. Sistemul cumpărat, Dumnezeu îl acceptă în ideea unui împărat după voia lui. Citim de aici, de la versetul 15. Când Domnul a zis, dacă voi vreți să puneți un împărat, iată cum să fie împăratul. Și Noul Testament spunea Domnul la fel vis-a-vis de împărați, că ei domnesc, dar înăuntru, în biserică, vroia Domnul să fie alt sistem. Și chiar în Israel să fie diferit de cel din afară. Să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul, Dumnezeul tău, ceea ce ei n-au făcut întotdeauna. Fiindcă spune în Osea 8:4, au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui un împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Și Israel a ajuns uneori să aibă împărați cum au fost irozii de neam Edomit, dar să n-aibă mulți cai, o altă regulă, versetul 17, să n-aibă un mare număr de neveste și de la 18, ce e mai important, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoți din neamul leviților, va trebui să o aibă cu el, să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească, să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații săi și să nu se abate de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, ci să aibă astfel multe zile în împărăția lui el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Dacă vă aruncați privirea ca memorie peste vremurile în care au avut Israel împărați, uitaseră de Biblie, nu mai știau de ea. Când odată au găsit-o, știți că un împărat pe nume Iosea și-a sfârșit hainele când a văzut ce scrie în ea. Și reglementarea era să aibă cu el în fiecare zi să citească din ea. Dar câți au făcut așa? Deci Domnul a acceptat și vroia să pună peste ei un împărat. Dar împăratul acela să fie după voia lui. Și voia Domnului se extrage din cuvântul Domnului, din legea Domnului. Spune Isaia 55, cuvântul care vine din ceruri va face voia mea și va împlini planurile mele. Și împăratul care a rămas ca simbol și pe care Domnul a făgăduit prin profeția lui Ezechiel că îl scoală iar să domnească peste ei, că altul n-a fost ca el, a fost David, despre care spune Noul Testament în Fapte 13, de la versetul 20. După aceste lucruri, le-a dat judecător până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. A vrut Dumnezeu să fie împărați, dar să fie după voia lui. Împărații, chiar dacă aveau drepturi de pline în țară, și chiar Samuel a avut puțin să intimideze când a vrut să pună împărat, când le-a spus cât te pretinde împăratul, fii și fiice, dări, zeciuială, dispune în mod absolut de tot ce vrea în țară, i-a spus, pune-ne un împărat. Totuși, împăratul în viziunea lui Dumnezeu nu putea să facă ce vroia. Și David rămâne modelul. Împăratul trebuia să țină legătura cu preoții. Și amintiți-vă ce legătură strânsă era între David și preoții din vremea lui, Sadoc și Abiatar. El nu făcea nimic fără ei. Apoi, o a doua legătură puternică, cea dintre împărați și proroci. Amintiți-vă de prietenia și de mesajele acelea care au venit la timp prin prorocii Gad și Natan. Ce s-ar fi făcut David fără acești patru? În Noul Testament își găsesc împlinirea în Domnul Iisus. Și împăratul, și preoții, și prorocul. Amintiți-vă ce greșeală a făcut împăratul Ozia când a intrat și a luat locul preotului să ardă tămâie cu cădelnița. S-a umplut de lepră pe frunte, acolo unde el ar fi vrut să aibă tăbița cu sfințenie Domnului. Amintiți-vă de Amația, tata lui, care atunci când un proroc a venit să-i spună ceva, el a zis, te lovesc, pleacă de aici.
Deci împărații n-au putut să facă voia Domnului decât dacă ei se ghidau după cuvânt, dacă erau în legătură cu preoții, pe care nu puteau să-i substituie, nici să-i înlăture, și în legătură strânsă cu prorocii. Socotiți ce legături au acestea în Noul Testament și cât de îndeaproape ar trebui să fie lucrătorii unii cu alții în a realiza o bună lucrare în via Domnului. Vreau să aruncăm acum o foarte scurtă privire asupra celor trei faze ale regatului. Mai întâi, împărăția a fost unită și au fost trei împărați, Saul, David și Solomon. Cu excepția câțiva ani, când fiul lui Saul, Isboșet, a domnit peste o parte din seminții și David la Hebron. Acești trei împărați, dacă ținem cont de ce spune în Noul Testament, au domnit fiecare aproximativ 40 de ani. Deci 120 de ani regatul a fost unit. Sub Saul a fost în decădere, sub David a fost ridicarea și instalarea la granițele făgăduite de Domnul, iar sub Solomon a fost acea perioadă de glorie și de pace. Imediat după moartea lui Solomon, regatul s-a dezbinat. În partea de sud, cu capitala la Ierusalim, au rămas seminția lui Iuda, a lui Beniamin, și dacă ținem cont că și Simeon era cu moștenirea în mijlocul lui Iuda, și de leviți au fost aproape 4 seminții, dar legal au fost doar 2. Celelalte 10, după prorocia lui Ahia, au rămas în partea de nord și și-au mutat ei capitala în mai multe locuri, până la urmă a rămas Samaria, zidită de Omri. Aceste două regate, în parte au fost în prietenie, dar foarte mult au fost în dușmănie. Regatul de nord, acela cu 10 seminții, a dăinuit vreo 200 de ani. Au avut numai puțin de 19 împărați, mergea o vreme din tată în fiu, cea mai lungă dinastie a fost a lui Jehu. A domnit el și 4 urmași, după prorocie. Dar s-au succedat mai mulți, ucigându-se unii pe alții. Din ăștia 19, de la Ieroboam până la Osia, când au căzut sub robia siriană, n-a fost niciunul bun. Toți răi. Sub 19 împărați răi, 200 de ani, n-a reușit poporul să se pună pe picioare spiritual, sub nicio formă. Doar prorocii mai țineau tonul, Ilie, Elisei, și erau, zice Domnul, vremea lui Ilie, 7.000, când ei numărau peste 1.000.000 sau poate mai bine, 7.000 de credincioși. Totuși, din ăștia 19, Biblia face referire asupra lor și spune, știți că a fost bun sau rău, sau că a făcut bine sau rău înaintea Domnului. Despre 14 spune că au făcut rău. Despre 2, Omri și Ahab, că au făcut mai rău ca ceilalți, ca toți. Iar despre 3, Jehu, Ioram, fiul lui Ahab, și Osea, ultimul, au făcut rău, dar nu chiar ca cei dinaintea lor. Deci o leacă au mai îndulcit-o, adică Jehu, de exemplu, a distrus pe Baal, dar a rămas viței. Dar sub toți 19 închinare la viței, idolatria a rămas. Celălalt regat de sud, ăsta a rezistat până mai târziu, până în 586, și a avut 20 de împărați, cu excepția unei femei, Atalia, o urmașă a Izabelei. Toți ceilalți au fost urmași a lui David, așa după cum era făgăduința că din spița aceea tronul nu se va îndepărta până când va veni Mesia, cel care are drept la tron și la coroană. Din acești 20 de împărați, dacă o numărăm și pe femeia aceea, pe Atalia, care a domnit 6 ani, 9, inclusiv ea, au fost răi. Ceilalți, 2, Ezechia și Iosia, au fost buni. Singur despre ei spune Biblia că au fost ca tatăl lor David. Ezechia, acela care a distrus și înălțimile și șarpele acelea făcut de Moise în pustie, și Iosia, acela care a găsit cartea legii Domnului și s-a pocăit ca nimeni altul, care a pus la punct sărbătorile, a distrus toate altarele, după cum prorocise prorocul acela din Betel, care s-a dus în fața lui Roboam, că pe arpe ele se vor arde o săminte omenești când se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia, spunea prorocul. Acești doi au fost culmile de reformă spirituală în Țara Sfântă. Au fost alții 5 care au fost aproape buni. Adică au făcut ce este bine înaintea Domnului, dar înălțimile le-au lăsat. Este vorba de Asa, Iosafat, Iotam, Amația și Azaria. Ce însemna că au fost buni, dar înălțimile le-au lăsat? Dacă ar fi să tragem o aplicație practică,
ca și în vremea noastră când unii sunt pocăiți, dar înălțimile funcționează. Adică lucrurile care sunt o căutare și pentru neamurile de afară au trecere și la ei. Dacă ar fi să denumesc concret câteva înălțimi, putea să zic despre televizor, de exemplu, sau despre capitolul îmbrăcăminte, sau și sistemul de sărbători după felul celorlalte religii, și alte amprente care nu sunt după Biblie, ci sunt de inspirație străină, chiar dacă noi le dăm o conotație bună. Unii s-adunau pe înălțim, dar acolo se închinau numai Domnului, dar Domnul nu i-a felicitat nici pentru asta. Și au fost alții patru, care au fost în parte bun, în parte răi. Roboam, fiul lui Abia și Ioas au fost buni la început și s-au străcat la urmă, iar cel de-al patrulea a fost Manase, cel mai rău la început, dar a înregistrat pocăință la sfârșit. Noi, la momentul potrivit, ne vom opri în dreptul acestor împărați, urmărind viața lor și apoi trăgând concluziile pentru vremea noastră de acum. Vreau să punctăm că monarhia sau țara condusă de împărat a fost bună când împăratul s-a subordonat lui Dumnezeu. Când adevăratul împărat nu era cel de pe tron, ci Dumnezeu. De aceea a zis Dumnezeu lui Samuel, ei nu pe tine te leapă, dacă șef vor, ei vor să lepe de șeful de sus. Și în privința aceasta citim psalmul 99, un psalm făcut în vremea când erau împărați. Domnul împărățește, popoarele tremură. Domnul este mare în Sion, în țara sfântă, și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea, tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarele lui, căci este sfânt. Moise și Aaron dintre preoții lui și Samuel dintre cei ce chemau numele Domnului, adică etapele acelea anterioare împăraților de care v-am spus, au chemat pe Domnul și el i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor, ei au păzit poruncile lui și legea pe care le-a dat-o el. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe munte lui cel sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt. Și apoi psalmul 145, făcut de David, din care rezultă viziunea lui asupra monarhiei. Era un simbol a ceea ce se întâmplă și trebuie să se întâmple în Noul Testament și în final. Împăratul peste împărăția sfântă trebuia să se subordoneze lui Dumnezeu, după cum am citit despre Domnul Iisus, că totul este supus, dar deasupra are pe Tatăl. După cum a fost prototipul lui Iosif în Egipt, când faraon i-a zis, totul este sub mâna ta, numai scaunul meu mă ridică deasupra ta. 145, o cântare de lauda lui David. Iată pe cine recunoștea David ca împărat. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta, așa după cum cred eu că citea în fiecare zi în lege. Și voi lauda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrem de laudă și mărirea lui este nepătruns. Chiar dacă nu se scrie despre David cum specifică despre Enoch, că a umblat cu Dumnezeu, eu nu mă îndoiesc că la fel de bine s-ar putea scrie și spus de pe David că el a umblat cu Domnul. Fie în perioada înainte ajungerii pe tron, cât a fost fugărit, fie după aceea. Și scrie clar, cu excepția cazului Batșeba. El trăia într-o subordonare directă înaintea lui Dumnezeu. Cum și Fiul spune în Noul Testament că nu face nimic fără să-i spună Tatăl, și se subordonează întru totul. Dacă împăratul este în legătură directă și în subordine absolută a lui Dumnezeu, ce se întâmplă în împărăție? Și acest gând este aplicația practică. Ce s-a întâmplat în împărăție când împărații au fost în subordonare totală lui Dumnezeu? 2 Cronici 12:1. Cât de covârșitoare era asupra poporului poziția spirituală în care se afla împăratul. Dacă împăratul a fost bun, tot poporul era îndreptat spre Dumnezeu. Dacă împăratul era rău,
V-am zis, în regatul de nord, cu 19 împărați răi, nu s-au putut ridica. Când s-a întărit Roboam în domnie, vă spuneam că el a fost bun la început și rău după aceea, și-a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Dar în aceeași carte, 2 Cronici, descris la capitolul 34, și-a făcut unul din acei doi împărați buni, care v-am spus că au fost pe modelul lui David, Iosia. 2 Cronici 34 cu 33. După ce a făcut reformă în toată țara, Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor în tot timpul vieții lui. Nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Un împărat bun care a dat tonul pentru toată țara. Acum hai să ne întrebăm, este Domnul Iisus împăratul nostru? Noi ne bucurăm că ne-a luat și pe noi sub stăpânirea sa. Și ne rugăm, sau cel puțin ar trebui zilnic, în Tatăl nostru, Doamne, vie împărăția ta. Dar ne încadrăm noi în împărăția Domnului? Acum nu-i mai problemă în Noul Testament ca în Vechiul Testament cu împăratul. Nu-i mai problemă. Ca împăratul să nu se supună lui Dumnezeu. Cu împăratul e rezolvată problema. El se supune Tatălui întru totul și în el își găsește plăcerea. Dar noi ne supunem împăratului? Felul de trăire spirituală a împăratului se imprima în popor. Se imprimă și în noi? În Deuteronom am citit că împăratul trebuia luat dintre frații săi. Nu era voie să fie luat dintre străini. Împăratul nostru a trecut prin lumea noastră. S-a făcut om, carne și oase, a îndurat ca și noi, a trăit în condiție umană. Dacă prelua împărăția din ceruri, nu ni se putea cere, sau cel puțin am fi putut obiecta, cum să trăim noi ca împăratul? În Vechiul Testament împăratul era evreu și tot poporul evrei. Acum împăratul nostru este fiul de Dumnezeu, dar noi ce suntem? Hai să citim în Romani 8, versetul 29. Că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, Dumnezeu se uită la noi și ne încorporează cunoscându-ne mai dinainte în împărăția sa, în poporul său. I-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Și acum socotiți cuvintele care urmează în imaginea lecției noastre, că el este împăratul luat dintre frați, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Nu scrie în Apocalips că noi vom ședea pe tronul de domnie și vom împărăți, dar trăim ca și împăratul nostru? Ideea practică și concluzivă este aceasta. Cine este în împărăția lui Dumnezeu, împăratul aș pune amprenta peste el și trăiește ca și împăratul Iisus. Care nu trăim, suntem în afara împărăției și când o să vină, o să ne dăm seama că nici nu suntem în ea. Un frate păstor a fost învinuit că dă prea mulți oameni afară din biserică. Și el a zis, eu nu-i dau afară. Eu numai le fac hârtii să le arăt că ei au ieșit afară. Eu, de fapt, le spun unde sunt ei și le va spune în final onora, nu vă cunosc. Împărăția Domnului Iisus, sau luați-o, dacă vreți, sub altă imagine, sunt reprezentați ca o mireasă. Biserica trebuie să fie prezentată înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, sau efectiv, cum am citit de aici, să fie mai mulți frați asemenea chipului Fiului Său, care a fost ales dintre noi ca și împărat. A fost uns, cum spune Psalmul 45. Deși a trăit în lumea aceasta. Cum? În fiecare zi, cu o copie a legii. În fiecare zi și peste noapte cu rugăciune. Și în permanență sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Căci dacă Iisus nu face nimic fără Tatăl, să nu facem nici noi nimic fără împăratul nostru. Trăiască în veci împăratul nostru și vie împărăția sa. Dar nu uitați, spunea Domnul Luca 17, întâi nu vine să izbească privirile, împărăția vine mai întâi înăuntru nostru. Ținem cont de împărat, să nu fim ca în acea vreme, cum spune un judecător 17 cu 6, în vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea, că se știa că împăratul are putere absolută și trebuie să faci cum zice. Pe noi nu ne silește, ne îndeamnă. Unii ori mai dă cu noiaua să ne îndrepte, ca să rămânem cu adevărat în împărăția sa, slăvit să fie Domnul. Rețineți așadar cum Dumnezeu de-a lungul istoriei, sub o formă sau alta, a vrut să țină oamenii aproape de El, să-i sfințească și în final să-i mântuiască.
fiindcă a vrut să facă o împărăție binecuvântată în care dorim să ajungem cu toții. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.